Când ești idiot, nu poți să vezi potențialul fantastic care zace lângă tine. Când ești idiot, rămâi idiot, dar ai nevoie și te chinuie vezica. Și vrând nevrând, alături de mecanismul ăsta al setei vezicii, mai apare glanda orgoliului, mai apare cine știe ce forme de sfincter dintre ăsta al măririi, cine știe ce de alte nevoi și consumuri și costuri, cărora ca să le faci față, trebuie să creezi un mecanism dintre ăsta de valoare, de șpagă, de uns, de bacșiș, de parandărăt. Ei bine, din epoca Băsescu, structura americană de putere democrată a impus în România o secătură întreagă, o secătuire întreagă, o campanie de distrugere și de mutilare a sufletului și poporului român, recompensând cu lovituri și cu capete în gură actele de îmbrățișare deschisă și formele de deschidere a brațelor pe care, la nivel de moral și la nivel de susținere, așteptare și speranță, întreaga structură politică românească normală și matură și-a dorit-o și a căutat-o să obțină de la americani. Tocmai lanțul ăsta de putrezi care au venit în România au adus la putere și au înscăunat o întreagă liotă de nenorociți și de șerpi, oameni care nu știu să facă decât să mănânce o sumedenie de lucruri nefavorabile biologiei normale a omului, să aducă răutăți și o accelerată formă de sărăcie, depășind cu mult ocupațiile din trecut și forme de exploatare trecută. Astea sunt practic posibile prin înscăunarea unor domnii de marionetă, de talia celor ale lui Traian Băsescu și a actualei puteri pe care o reprezintă prin structurile de forță și de subversiune și actul de justiție moștenite de la Traian Băsescu, exact nimeni altcineva decât Claus Werner Iohannis. O maimuță pusă la putere și susținută de o structură uneltitoare europeană și transfrontalieră cu rădăcini newlandiste peste hotare. Ei bine, tocmai actul divin de apariție și de susținere practic la putere de către poporul american al lui Donald Trump, care nu este zugrăvit în România decât de o manieră adversă și dăunătoare, exact de acea structură subterană care practic își avea concatenări și legături la suprafață și în subteran cu serviciile, cu cumetria de justiție, cu forma de transformare fiscală și binefacerile care se făceau la nivel administrativ, construind în România, poate mai mult decât în altă parte, oameni îmbogățiți de la stat, această structură trebuie să dispară. Și trebuie să dispară la modul la care să fie anchetată, să ajungă în pușcării, să plătească pentru relele făcute și să se confiște averile. Pentru că nu sunt obținute la maniera la care ele sunt groase și consistente, printr-o plusvaloare corespunzătoare care ar trebui fi recunoscută și regăsită în societate și printre semeni. Din perspectiva asta, actul pe care îl face Rudolf Giuliani astăzi, trimițând românilor, trimițând cârnatului de la Cotroceni, uneltitor, o scrisoare prin care își pune semne de îndoială vis-a-vis de sănătatea unui program temeinic de investiții în România, în condițiile în care cumetria de justiție și cârdășia administrativ-fiscală fac casă bună cu serviciile secrete, arată faptul că americanii republicani care sunt în momentul ăsta în America la putere conștientizează potențialul imens pe care îl are România, una dintre puținele țări din istorie care au reușit cu sânge chiar să-și plătească datoria externă, să sfideze unul dintre cele mai represive mecanisme militare de pe planetă și să insiste să-și păstreze, iubind gratuit americanii, de atâta timp identitatea. Din această perspectivă, să nu auziți decât de bine în momentul ăsta când vă vorbesc cei care au de gând să facă schimbarea. Dar cei care au de gând să facă schimbarea nu sunt în niciun caz printre cei care își vor scuza actele, vor invoca patriotismul și dragostea de țară sau vor fi deja unși ambasadori pentru că erau aproape de puterea pe care o lingeau pentru că vreau să o moștenească sau să-i ungă. Și atunci nu urmează decât să vă puneți un singur semn de întrebare. De ce suntem noi înșine? Pentru că nu vrem să stăm în genunchi? Pentru că suntem poate cu un suflet curat și deseori credul și copii? Credul la o manieră infantilă?
acceptând deseori formele de manipulare care ne vor duce în împilare și în deznădejde, provocându-ne nouă înșine pagube, ca apoi să fim mai ieftin așezați în genunchi de alții. Domnul Rudolf Giuliani astăzi a dat un semnal. Werner, nu mai ai ce căuta în politica românească. El a sprijinit într-o manieră directă exact curentul politic, indiferent de culoare, care nu se va așeza în calea viitorului acestei țări. Pentru că omenirea se naște și moare, dar ea trăiește în progres sau în deznădejde. America lui Rudolf Giuliani și a lui Donald Trump propun o afacere de viitor României. Propun să redevină ea însăși și propun să facă un lucru cu mult mai de succes pe cât l-a făcut în timpul lui Nicolae Ceaușescu. Acela de a deveni o țară prosperă, de a deveni o țară de succes și cel puțin egală Europei, egală Coreei de Sud. Nu la maniera la care este îngenunchiată de Germania și jefuită la o manieră sistematică și lacomă, nu la o maniera la care este terfelită și jignită de Franța, nu la maniera la care o privește Europa ca pe o slugă proastă, gherțoaică, cu călcâiele crăpate în niște ciorapi ponosiți care nu se potrivesc. Cred că este destul. Rudolf Giuliani astăzi dă semnalul că America dorește, prin investițiile pe care le face, prin actul de voință politică, să securizeze interesele, identitatea, puterea și să sprijine în salvare poporul și prietenul popor român, care gratuit poate îl iubește cel mai mult. Pentru că nu cred că în lume există un popor mai pro-american decât poporul român. Ăsta este al 51-lea sau 52-lea stat de pe planetă pro-american. Și ultimul român anti-american e mai pro-american decât orice european.